Grupul de inițiativă a pornit din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu binecuvântarea preasfințitului Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei, căruia i s-au alăturat Asociația Provita Bucovina și Asociația Tinerilor Ortodoxi Suceveni. În acest moment sunt implicați în acest proiect 35 de voluntari suceveni. S-au făcut donații în valoare de aproximativ 30.000 de euro și au fost concretizate 5 proiecte, printre acestea acela prin care recent au ajuns la Spitalul Județean Suceava două echipamente principale pentru o linie de testare COVID-19, comandate și donate de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Este un gest de omenie și de solidaritate și este un gest până la urmă de frățietate într-o suferință și de frățietate în lucrarea de vindecare, pentru că să nu uităm că Spitalul Municipal Suceava poartă numele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Dar mai sunt multe de făcut. Spitalul are nevoie în continuare de echipamente de protecție pentru tot personalul medical și de aparatură specială, mai ales pentru secțiile de terapie intensivă. Și cu ajutorul credincioșilor și a tuturor oamenilor de bine, continuăm să strângem fonduri pentru a veni în sprijinul spitalului din Suceava, dar și al altor spitale din județul nostru. Și avem nădejde că Dumnezeu va privi și va primi jertfa și dragostea tuturor și ne va trimite dragostea, mila, vindecarea și bucuria sa. Orice ajutor este binevenit și constructiv în continuare. Găsiți detalii pe www.alăturilagreu.ro.